Cetatea medievală a Severinului este pregătită să-și deschidă larg porțile pentru a primi vizita atât a severinenilor cât și a turiștilor. Haine medievale, artefacte, arme, standuri cu suveniruri. Cu alte cuvinte, un adevărat târg medieval sunt doar câteva dintre surprizele care îi așteaptă pe cei care doresc să o viziteze. Odată cu anotimpul cald, numărul turiștilor care tranzitează sau chiar rămân în vizită în Mehedinți, în Drobeta, Turnu Severin, crește simțitor. Astfel că în acest an autoritățile s-au pregătit temeinic și cetatea medievală a Severinului este pregătită pentru a putea fi vizitată. Surprizele și facilitățile care îi așteaptă pe vizitatori sunt numeroase. Pentru anul acesta, să știți că s-a muncit foarte mult colegii mei din cadrul Palatului Culturii Teodor Costescu, cei care se ocupă de cetatea medievală a Severinului, au muncit foarte mult acest an pentru a pregăti cetatea așa cum se cuvine pentru a-și primi turiștii, iar la momentul la care discutăm putem vedea faptul că avem în cetatea medievală foarte multe artefacte aduse noi anul acesta, avem haine medievale noi, vestimentație nouă care să fie arătată turiștilor, avem arme medievale noi pregătite pentru a fi expuse și arătate turiștilor. De asemenea, au fost aduse niște standuri unde intenționăm să aducem fie meșteșugari care să prezinte suvenirul turiștilor, să pregătim ca un fel de târg medieval permanent, dacă putem să-i spunem așa, să oferim turiștilor tot ce au nevoie pentru a se simți bine în municipiul Drobeta, Turnu Severin și în incinta cetății medievale a Severinului. Ea a fost un pic populată față de ceea ce știți de anul trecut, când noi am început să-i redăm identitatea de monument istoric de grad ridicat, gradul A, astfel că în ultima perioadă ea este atractivă, a devenit un punct turistic bine gândit de autorități împreună cu noi, cel care îl îngrijim, și în ultima perioadă activitățile ce țin de amenajarea interioară a cetății au fost destul de ridicate. Astfel că turiștii vor găsi o cetate schimbată, mult în bine, cu multe lucruri noi, va exista un târg medieval în fața cetății permanent care va aduce comercianți ce vor putea încânta turiștii cu produsele lor. Programul de vizitare în prezent este până la ora 20, însă pe durata anotimpului cald există posibilitatea de prelungire.